Hello, bine ați venit în camera indiscretelor, cea plină de tot felul de bârfe despre vedete. Dar cum înainte de bârfă e o declarație, trebuie să-i dăm declarației ce este al declarației, adică să o aplaudăm pe Marina Almoșan Socaciu, că ne-a dezvăluit ce înseamnă să fii doar tu, camera de luat vederi și marea invizibilă de telespectatori din rărtul ei. Mie îmi place tare frumos, mult Marina Almoșan Socaciu, fostă cum îl chema pe amant? Domnul Georgica Cornu. Așa, mie îmi place tare mult și mai mult decât atât îmi place pentru că am reușit noi matinalii de la Radio 21 să împărțim lumea mass media în două, respectiv în cei care țin cu Radu Bocanciu și cei care țin cu Mircea Badea. Iar Marina Almășan face o declarație foarte tare. Domnul Bocanciu, luați o pasta de la Marina Almășan în citire. Fiți atenți ce zice Marina Almășan, zice: unul dintre Badea și Bocanciu mi-e profund antipatic, a spus vedeta, adică v-a dat o finuță așa la temelie. Pe cine poate să-i fie antipatic? Ia, gândește-te și tu mai bine. Eu, dacă mă gândesc foarte bine... Nu mai gândi, taci. Eu... Da. E zic eu cine? Badea, domne, ăla, păi cum? Ăla care vine mai eu, ăla, zici că e luat de la second hand și face șpagatul. Păi ăla e antipatic, eu sunt antipatic. Ți se pare că eu cel mai jovial om din lumea asta, cel mai frumos și cel mai care stă cu chirie la Orlando, ți se pare că sunt eu antipatic? Bine, dacă ziceți dumneavoastră, eu am înțeles altceva din declarația Marinei Almășan, dar fie ca dumneavoastră. Sunteți foarte carismatic, domnule Bocanciu. Vă descurcați foarte bine. Continuă că-mi place. Vă admir. Vezi din cules. Vă admir mai mult decât îl admir pe Cabral, pentru că dumneavoastră nu cereți bani împrumut, v-am auzit. Pe când Cabral spune că e un tip amețit și cere bani împrumut tot timpul, pentru că își uită portofelul în tot felul de locuri. Bine că nu uită cât are de date înapoi, că altfel îi rătăcește nevestica toate cardurile într-un magazin de pantofi. Sau o fi și declarația asta strategia lui de economisire? N-am bani, cer tot timpul împrumut, nu-mi cere bani de pantofi. Eu sunt de acord cu Cabral și spun și de ce. Am niște prieteni care sunt ei așa mai afaceriști, ca să nu le spun bișnițari, și care mi-au spus un lucru magic: Dinculescule, afacerile niciodată nu se fac pe banii tăi, se fac pe banii altora. Corect. Chiar și ciorba nu este afacere, este o necesitate fiziologică pentru care trebuie să plătești din buzunarul personal. Până și Răducu Mazăre știe chestia asta. Răducu Mazăre care stă la cămin, la Londra, da, și care n-a scăpat de poliția rutieră, pentru că poliția rutieră ci că vrea să afle cu ajutorul unui aparat SRI dacă Răducu Mazăre se afla la volanul unui Jaguar care a depășit viteza pe autostradă în august. Știm cu toții circul acela. Răducu Mazăre a spus că prietenul lui se afla la volan, n-a putut demonstra pentru că acele camere de luat vederi n-au surprins niște imagini foarte clare. Și asta înseamnă ce? Înseamnă că tata lui Răducu Mazăre nu vrea să-i cumpere mașină lui Răducu Mazăre. Și de asta apar tot felul de știri. Pe când dacă Răducu Mazăre învață frumos chineza și aduce un afacerist chinez lui tati, specialist în asfaltări ieftine, de exemplu, pentru județ Constanța, altfel o să fie treaba. Aia, bă, ce mare vrăjeală. Acum, uite, hai să facem un test la 1721 SMS cu tarif normal. Câți dintre șoferii care ascultă Radio 21 în momentul de față n-au dat talpă la un moment dat pe una dintre autostrăzile patriei? Cu 150, 160, 170, 200, cât te ține mașina? E adevărat, nu mergi toată autostrada cu 200, că obosești. Dar, pe bune, marea majoritate dintre noi am făcut lucrul ăsta. Eu am făcut, recunosc, norocul meu că nu m-a prins nimeni. Pe mine mă interesează, ca și pe cântăreața Silvia, dar din cu totul alt motiv, care dintre voi aveți Jaguar? 1721, dacă aveți Jaguar, scrieți numărul, vă pup anticipat. Și dau legătura la Silvia, cântăreața care susține că s-a maturizat după divorțul de Andrei de la Alb Negru. Și eu înțeleg din asta că vrea să-și pună silicoane pentru un tip mai în vârstă, pentru că prea s-a pozat golașă toată vara pe lângă tot felul de tinerei, sau că în sfârșit se ține numai de muzică. Una din două. Nu. Îți spun eu care este adevăratul motiv pentru care dai știri cu Silvia. Silvia este singurică și caută sponsor. Deci, silicoane pentru un timp mai în vârstă. Exact. Hello și bine ați revenit în camera indiscretelor, unde dăm jos de pe perete toate pozele cu vedete. Ne plac pozele cu vedete sexy și sănătoase. Dar mai nou, vedetele
se autosurprind în tot felul de ipostaze care mai de care mai leșinate. Da, mă, ca să știe fanii ce fac în fiecare moment. Ultima fiță, dacă aveți cont de Facebook, și cred că toți aveți cont de Facebook, și mama are cont de Facebook. Ultima fiță este să spui poze pe Facebook când ești la spital, de exemplu, cu perfuzia în mână. Tonul a dat un nene mai de mult, care săracul a leșinat de prea multă surmenare. Iar acum Antonia este următoarea vedetă și zilele trecute asta a făcut, după ce a leșinat și a pus poză cu perfuzia în mână și a zis că este de la oboseală și a crezut că noi chiar vrem să vedem ce perfuzie șmecheră sau care e ultima fiță în materie de perfuzii. Și a pus o poză pe Facebook. Ideea e că Antonia arată bine în orice fel de ipostază, dar să o vedeți pe mama Antoniei ce bine arată. Doamna mama lui Antonia, să ne spune și nouă dacă e adevărat ce zice gura târgului, adică o să fiți bunicuță din nou. Să ne ziceți că așa se zvonește, că Antonia ar fi rămas însărcinată și noi vrem să aflăm, adică o rugăm pe Antonia să-și pună testul de sarcină pe Facebook. Partea cea mai interesantă este că am înțeles că copilul Antoniei are aceeași vârstă cu sora Antoniei. Sau ceva de genul acesta. Nu știu, tu ești profesor de matematică, eu am fost la uman, eu la uman am învățat lucruri frumoase, cum ar fi să vorbim frumos despre oamenii care citesc când dorm, cum e Oana Lis. Ce face? Da, Oana Lis probabil citește când doarme, pentru că altfel nu ne-am putea explica ce se întâmplă în ultima vreme cu ea. S-a odihnit în văzul lumii pe o canapea. Au. Pe care vrea să-l odihnească și pe Viorel până la primul lor termen de divorț, adică în 2013. Nu știu dacă vrea să-l odihnească de tot, dar e bine că se gândește să-i facă somnulin. Să obțină de la divorț probabil o casă, dar mai bine e dacă în loc să doarmă prin cluburi, încearcă fotoliile de pe la televiziuni pentru un plus de confort financiar. Pentru că e destul de plictisitor în ultima vreme pe la Acces Direct, pe la Capatos, ne tot plictisesc ăștia cu tot felul de cazuri, cu taximetriști, cu violatoare, cu alte alea. O analiz, domn, să vină o analiz. Dar știi că la un moment dat se scria în presă, cred că ieri sau la alteri, că toată vrăjeala asta cu divorțul dintre Lis și Lis este așa, două ochii lumii, că lumea se plictisește. Păi cine și-ar pune termen de divorț în 2013 dacă vrea? Că mai sunt 3 luni până atunci, nu s-a dus pe coana la notar, pac, pac? S-a dus. Asta e... pentru bani. Pentru bani vă invităm și pe voi, fetelor, să eliminați orice fel de inhibiții, să nu vă duceți la preselecții pentru Dansez pentru Tine dacă vreți cu adevărat să fiți stele, ci să vă duceți la castingul organizat de Andreea Bălan, pentru că Andreea Bălan organizează casting pentru o dansatoare simpatică și experimentată, caută o fată pentru un show nou. Așadar, dacă i-ați impresionat pe alții cu munca, sunteți invitate să-i scrieți Andrei. Ați auzit, domnul Șocanu, Andreea Bălan își caută fată. La naiba, puii mei. Depinde dacă plătește bine, Vinculescu, dar tu nu-ți cauți o fată. Nu caut o fată, mulțumesc. Bine, mult. Un băiat, aș vrea atunci să vă văd în fustițe, în alea scurte și în păi schimbi. Dacă vrei, spunem, dragă. Nu, vreau să o văd pe scenă, nu. A, pe scenă. Împachetați-vă fustițele, domnule Șocanu, repede, doamnă. Și mergeți cu domnul Cătălin Botezatu repede la aeroport, că a fost invitat de Monica Gabor la petrecerea de lansare a băuturii lui Mr. Pink și trebuie să stea și el de vorbă cu cineva. Nu de alta, dar Cătălin Botezatu e probabil singurul dintre prietenii Monicăi care o poate ajuta gratis cu o rochie, cu o consultație despre eleganță, cu câteva vorbe în limba engleză și sperăm că am pachetat destule perechi de chiloți în bagaj pentru David Beckham, că doar ce să vorbească cu David Beckham despre fotbal? Nu, decât acum... despre chiloți. Pentru că David Beckham este pe toate gardurile mai nou cu chiloții la care face reclamă. Așa că, domnul Șocanu, vă chemăm un taxi să vă ducă la aeroport după bote. Nu vrei să-mi chemi un taxi care să mă cheme la tine acasă, să mă ducă? Nici de cum.